Românii au sărbătorit astăzi 159 de ani de la Mica Unire. Manifestările au debutat încă de la primele ore ale dimineții, când slătinenii au fost primiți cu peste 500 de stegulețe și cocarde tricolore. A urmat intonarea imnului, după care un sobor de preoți din cadrul Episcopiei Slatina a oficiat slujba religioasă. Prefectul județului, Silviu Neacșu, a ținut un discurs despre cum s-a înfăptuit Mica Unire, dar și despre însemnătatea evenimentului. Aniversăm astăzi atât un moment de solidaritate și unitate a poporului român, cât și un eveniment fondator al României moderne, dovedind astfel că suntem o națiune puternică. Istoria a dovedit că am reușit să depășim încercările atunci când am fost uniți, iar actele de curaj, patriotism și responsabilitate ale înaintașilor noștri trebuie să ne fie și astăzi călăuză în năzuințele noastre. Să fim uniți în cuget și în simțiri, să apreciem, să păstrăm și să apărăm ceea ce eroii patriei ne-au lăsat moștenire, că suntem datori să arătăm recunoștință înaintașilor noștri. 24 ianuarie este așadar o zi cu semnificații majore pentru istoria și identitatea poporului român. Este o zi pe care noi, românii de pretutindeni, o trăim cu emoție. Vă mulțumesc! Reprezentanții tuturor instituțiilor din județ au depus coroane de flori la statuia domnitorului Ioan Cuza, după care, pe acordurile fanfarei Lira Band, au asistat la defilarea militarilor. Manifestările prilejuite de aniversarea celor 159 de ani s-au finalizat atunci când fanfara a intonat Hai să dăm mână cu mână, tradiționala Hora Unirii, în care s-au prins cu mic cu mare toți cei prezenți la eveniment.